Fabrica de cablaje auto nu se mai construiește în municipiu. Potrivit reprezentanților primăriei Târgu Jiu, investitorii și-au anulat planurile, iar decizia a fost motivată de faptul că posibilitățile materiale nu sunt în momentul de față pe măsura dezvoltării în continuare a acestei investiții. Terenul de 40.000 de metri pătrați s-a aflat la dispoziția nemților prin contractul de superficie încheiat cu primăria Târgu Jiu pentru mai multe luni. Cei de la Nexans, comunicându-le celor de la Electrocontact, decizia de a sista toate planurile de expansiune pe care le au, inclusiv acela de a realiza proiectul de investiții în România, Târgu Jiu. Nemții au recrutat din Gorj mai multe persoane pe care le-au angajat la fabrici cu același profil din țară. Ei urmau să fie transferați la unitatea din Târgu Jiu anul viitor. Au apărut de asemenea zvonuri potrivit cărora firma ar urma să-și dezvolte afacerea în Petroșani. Această variantă nu a fost confirmată însă de autorități. Reprezentanții germani urmau să primească un ajutor de stat, ajutor ce nu mai poate fi folosit acum de firma respectivă, spun autoritățile. S-a discutat de situația financiară, s-a discutat și despre ajutorul de stat care urma să fie primit de către SECE Electrocontact pentru realizarea acestei investiții. Ei bine, acest ajutor de stat nu mai poate fi folosit de către Electrocontact pentru că se referea exclusiv la investiția de la Târgu Jiu. Ajutorul de stat în valoare de 8 milioane de euro acordat de guvern firmei care urma să deschidă fabrica de cablaje auto a fost confirmat de mai multe ori de autorități. Știu că noi am tot insistat, noi autoritățile locale, județene, am tot insistat, s-a rezolvat această problemă. Acum rămâne ca și acel investitor să vină cu ce a ținut de guvern și de noi, s-a făcut. Acum depinde numai de dumnealor. Fabrica de cablaje auto ar fi asigurat 1000 de locuri de muncă.